Dacă vă întreb care sunt hibrizii dumneavoastră preferați la porumb, ce mi-ați spune? Din cei vechi sau din cei noi? Cu siguranță și hibrizii vechi vor da producții mulțumitoare, dar din toată inima vă spun, hibridul Spartan este un hibrid care în orice an va da randament foarte ridicat. Spartan, Replic, OS4014 sunt trei hibrizi care, indiferent de zonă, că vorbim de Timișoara, că vorbim de Iași, o zonă foarte afectată de secetă, că vorbim de județele Călăraș și Alomița, de reținut Spartan, Replic, OS4014 trebuie să nu lipsească din fermele din România. Pentru început, o suprafață mai mică, bineînțeles, dar recomand tuturor fermierilor din România să testeze. În primul rând, în compania Satele Unite în România, în centrul atenției este fermierul, dar nimic nu se realizează fără cercetare. Noi avem o rețea de cercetare foarte întinsă. Pe cultura de floarea soarelui avem propriul centru de ameliorare în România, program de ameliorare care se desfășoară pe două continente și în aproximativ 12 țări, program care este coordonat de către echipa românească de cercetare pe cultura de floarea soarelui. România a fost dintotdeauna un pionier în crearea de hibrizi de floarea soarelui și dorim să ducem mai departe această tradiție. Dorim să investim în cercetarea românească, dorim să investim în fermele din România și de aceea asigurăm toți fermierii că suntem alături de dumnealor și încurajăm să-și facă timp să testeze hibrizi din ce în ce mai productivi în ferma dumnealor, în tehnologia dumnealor și în arealul dumnealor. Iar pentru floare, care sunt hibrizii preferați? Pentru floare, întotdeauna va rămâne Paraiso 102 CL, este un hibrid extraordinar, pur și simplu acest hibrid an de an impresionează toți fermierii din România. Dar am doi hibrizi noi, care sunt favoriții mei. Sunt doi hibrizi care sunt pretabili pentru densități ridicate, de exemplu cum a fost anul 2019. Vorbesc de hibridul Driver, un adevărat semitimpuriu, și de hibridul Surimi. Amândoi hibrizi sunt toleranți la mană, la toate rasele de mană din România, inclusiv în anul 2019 n-au existat probleme cu acest patogen și sunt foarte, foarte uniformi. Sunt hibrizi care se pretează pentru densități de 72.000 de plante recoltabile pe hectar, dar este obligatoriu să adaptăm și tehnologia cu această creștere, cu acest pariu cu vremea, că când alegem densitatea este un adevărat pariu cu vremea și trebuie să avem încredere că va fi un an bun, dar trebuie să ne punem și o plasă de siguranță. Alexa ESU cu Paraiso 102 CL. Alexa ESU este din tribenuron metil, Paraiso este, știm cu toții, acest pionier al tehnologiei Clearfield, erbicidare cu Imazamox. Acești doi hibrizi nu trebuie să lipsească din fermă. Vorbim de două tehnologii de erbicidare. Aceste două tehnologii de erbicidare trebuie alternate. Nu trebuie să avem într-o fermă doar tehnologie tribenuron metil sau doar Clearfield. Nu, vă recomand, dacă pe sola respectivă am avut în urmă cu câțiva ani Clearfield, vă recomand să încercați Alexa ESU sau noul hibrid Neta ESU, care din punct de vedere al precocității, din punct de vedere al plantei, Neta ESU este omologul lui Paraiso 102 CL. Bineînțeles, tribenuron cu Imazamox.